Școala altfel se va desfășura pe o perioadă de 8 zile față de 5 anul trecut, iar olimpiadele și concursurile naționale vor fi organizate în vacanța de primăvară. Școala altfel va dura 8 zile, cu două etape distincte, 3 zile la începutul școlii între 12 și 14 septembrie, iar restul de 5 zile în interiorul anului școlar. Programul școala altfel va permite școlilor să aleagă modul pentru desfășurarea activităților. aceste condiții, unitățile de învățământ au la dispoziție următoarele intervale pentru a desfășura săptămâna școala altfel. 21 noiembrie 2016, decembrie 2016, 27 februarie 2017, 31 martie 2017, 15 mai 2017, 9 iunie 2017 pentru învățământul preșcolar și primar. Unitățile din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal vor organiza activități extrașcolare în una dintre perioadele 17 octombrie 2016, 2 decembrie 2016, 27 februarie 2017, 31 martie 2017 sau 15 mai 2017, 9 iunie. 2017. Olimpiadele și concursurile școlare naționale vor fi organizate în perioada vacanței de primăvară. În felul acesta, olimpicii pot participa și ei la activități. Anul școlar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare. Semestrul întâi are 18 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016-3 februarie 2017. Elevii vor veni la clase pe 12 septembrie pentru a participa la activitățile din prima parte a programului școală altfel, urmând ca pe 15 septembrie să aibă loc festivitățile de deschidere. Vacanța de iarnă va avea două săptămâni, între 24 decembrie 2016, 8 ianuarie 2017 iar vacanța intersemestrială va fi între 4-12 februarie 2017. Clasele și grupele din învățământul primar mai au o vacanță între 29 octombrie 2016 6 noiembrie 2016 semestrul 2 are 17 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 23 iunie 2017 Vacanța de primăvară este programată între 19-30 aprilie 2017 iar elevii vor lua vacanța mare pe 23 iunie și vor reveni la școală pe 11 septembrie 2017. Clasele terminale din învățământul liceal vor încheia cursurile pe 2 iunie 2017, iar cei de clasa, A8 a 8 pe 16 iunie.